emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii votează. Vă reamintesc că este o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care și-au arătat interesul și au dorit să vină în fața dumneavoastră. Unii dintre ei poate au avut curajul acesta de a veni și de a-și spune proiectele, de a-și spune viziunea, visurile, de ce nu, pe care le au pentru a dezvolta comunitatea pe care își doresc să o reprezinte pentru următorii 4 ani. Asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi, alături de mine, este domnul Iulius Gelu Bedea, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al orașului Simeria și primar în funcție. Bună ziua, bine ați revenit! Sărbătoarea doamna Petronela Tămaș, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o să particip din nou la noastră în studio. Mult a fost, puțin mai este, domnule Bedea, pentru că, iată, ne aflăm în cea de-a 4-a săptămână a campaniei electorale. Dacă ar fi să treceți așa în revistă, cum au fost cele 4 săptămâni pentru dumneavoastră, pentru candidatul PSD pentru funcția de primar al orașului Simeria, cam care ar fi concluziile? Poate ar fi fost bine să mă întrebați cum a fost în acești 3 ani și ceva. Vă întreb și asta, haideți prima oară să vedem cum a fost în campanie. A fost într-adevăr o muncă în sensul în care a trebuit să împart și partea de administrație, pentru că primăria trebuie să funcționeze, serviciile trebuie să funcționeze pentru cetățeni și de asemenea am fost implicat și în campania electorală, pentru că asta trebuie să facem, să discutăm cu cetățenii, orice primar, oricând trebuie să discute și asta am și făcut-o pe cei 3 ani și ceva de mandat, dar acum am venit cu rezultatele concrete, cu practic toate plătele pentru care le-am făcut pentru orașul Simeria. Deci a fost o campanie liniștită la Simeria? Sau? Din punctul meu de vedere a fost și este o campanie liniștită. Simeria este un oraș liniștit. Și acum revenim la cei 3 ani și jumătate de când sunteți primar al acestui oraș. Care au fost cele mai mari provocări pentru dumneavoastră? În calitatea de primar, bineînțeles. Doamna Petronela Tămaș, încă de acum 3 ani jumătate de când am fost în prima campanie, cea din 2020, când am fost ales primarul orașului Simeria, am promis cetățenilor și le-am transmis mesajul foarte clar și foarte ferm că singura șansă de dezvoltare a orașului Simeria este atragerea de bani din fonduri europene și surse guvernamentale. O altă soluție, o altă cale nu există, pentru că din bugetul local al orașului Simeria nu avem cum să dezvoltăm orașul Simeria, avem nevoie de bani și de bani mulți. Ce pot să vă spun, nu a fost un lucru ușor, a fost foarte multă muncă. Gândiți-vă că pe lângă faptul că a trebuit să încep practic cu începutul, am elaborat un document strategic de dezvoltare a orașului Simeria, acea strategie integrată de dezvoltare durabilă, de dezvoltare urbană, conform normelor și criteriilor Uniunii Europene. Am făcut un plan de dezvoltare până în 2030 cu proiecte concrete. Viziunea mea, mea practic de dezvoltare a orașului Simeria, o viziune și niște proiecte care au fost discutate cu cetățenii orașului Simeria încă de când sunt activ în administrația publică locală a orașului Simeria și vorbesc aici de foarte mulți ani, pentru că am mai lucrat în primăria Simeria și pe vremea fostului primar Jura Pum Petru Radu. Așadar, cea mai mare provocare a fost aceea de a atrage fondurile europene? Da, dar vreau să vă spun că chiar dacă nu a fost un lucru ușor și asta urma să continui, să știți că până în a identifica practic oportunitățile de finanțare, să vezi și ce poți să faci, cum poți să finanțezi nevoile stringente de dezvoltare a orașului Simeria, până a elabora cele de finanțare, a le depune spre finanțare, a atrage banii, a semna contractele de finanțare, apoi perioada de avize, perioada de proceduri de achiziție publică, toate astea necesită timp. Știu că cetățenii orașului Simeria n-au mai avut și nu mai au răbdare, la fel cum nici eu nu mai am răbdare, vă spun la modul cel mai sincer, dar trebuie să înțelegem că toate se fac și necesită
un timp ca să le faci. Și când îți faci o casă, te apuci prima dată să faci prețul, să cauți banii, avizele și după aceea te apuci de construcție. Dar am dovedit că ceea ce am promis în campania din 2020 am și făcut. Practic în ultimii 3 ani am atras pentru orașul Simeria fonduri europene și guvernamentale de peste 40 de milioane de euro. Practic am pus cărămidă cu cărămidă tot ceea ce înseamnă temelia și baza de construcție a orașului Simeria. Care sunt perspectivele de viitor pentru Simeria? Din punctul meu de vedere, cu proiectele pe care le-am făcut și contractele de finanțare încheiate pentru orașul Simeria, avem certitudinea și siguranța că de această dată Simeria este pe drumul cel bun. Și dacă îmi permiteți, știu că timpul este limitat, 30 de minute, aș vrea să trec în revistă, să vorbesc despre proiectele de viitor, adică ceea ce mai îmi doresc să fac pentru orașul Simeria și de asemenea să ating și anumite aspecte din proiectele care deja ne aflăm în implementare, pentru că contractele de finanțare au fost încheiate. În sensul ăsta, îmi cer scuze dacă sunt foarte multe proiecte, eu mi-am adus și câteva notițe, că sincer nu aș vrea să uit unul dintre proiecte. Să din punctul meu de vedere, toate au fost importante. Aș începe cu Creșa din Simeria. Creșa din Simeria, avem obținută finanțarea, contractul este semnat, 3 milioane și jumătate de euro. În urmă cu câteva zile am vorbit la telefon chiar alaltăieri cu directorul de la Compania Națională de Investiții. Mi-a confirmat că proiectul tehnic este aproape finalizat. Licitația practic a fost încheiată, a fost o licitație la pachet făcută de către CNI pentru Simeria, atât de proiectare cât și de execuție. Acest proiect tehnic va fi depus spre avizare în CD, în Comisia Tehnică de la CNI, în această lună. Asta ar însemna că undeva în luna iulie voi emite autorizația de construcție și ne apucăm de lucru să facem creșa din Simeria, o creșă pentru 70 de copii. Va fi prima creșă din Simeria? Va fi prima creșă din orașul Simeria, dotată la standarde europene, cu bucătărie, cu cabine medical, cabine de asistență, săl de clasă, loc de joacă interior, exterior, parcul de joacă. Deci va fi ceva, o bijuterie. Această creșă o vom face pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați, chiar lângă parcul dendrologic, unde cobori din Simeria, undeva pe partea stângă, la fostul târg la Pripor, cum spuneau simerenii pe vremuri. Termenul de finalizare a acestei investiții este de maxim 12 luni de zile. Asta înseamnă că anul care vine, undeva în luna iulie, practic vom avea creșa funcțională pentru orașul Simeria și vorbesc și de alte beneficii, pe lângă faptul că mămicile pot să le ducă copii acolo, vorbim de locuri de muncă, multe alte beneficii pentru orașul Simeria care va duce acest proiect. Aș începe cu următorul proiect care deja tot se află în implementare, nu doar că a fost semnat contractul de finanțare, am semnat și ordinul de demarare a lucrărilor. Vorbim de realizarea de construirea sensului giratorului de la Simeria, intersecția între DN7 și 1 decembrie. Am semnat în urmă cu o săptămână ordinul de demarare a lucrărilor. Deja ne aflăm în activitățile de organizare de șantier. Vreau să vă spun că acum câteva zile au fost niște ploi în Simeria, constructorul a lucrat pe ploaie de numai și a organizat deja șantierul. Șantierul este chiar la intersecția între 1 decembrie și DN7 și a dus acolo utilajele și ne apucăm deja de lucru. Pe lângă sensul giratoriu, acest proiect presupune modernizarea întregului bulevard 1 decembrie până la parcul, tot ceea ce înseamnă trotuare, ape pluviale, spații verzi, alte aranjamente peisagistice, va fi ceva de vis. Vă de asemenea este principala poartă de intrare a orașului Simeria și principala arteră care face legătura cu toate străzile din orașul Simeria. Preconizați că va fi finalizată această lucrare? Investiția conform contractului de lucrări și a caietului de sarcini este de maxim 10 luni. Operatorul economic mi-a confirmat
că nu are de gând să stea mai mult de luna noiembrie, adică până în luna noiembrie acestui an vrea să termine la cheie această investiție, atât sensul Giatului cât și tot bulevardul. De ce? Pentru că dacă o tărăgânează și continuă pe 10 luni, păi îl costă mai mulți bani. Practic își focalizează toată atenția și așa duce toată poate echipa de șantier să termină mai devreme. Din punctul lui de vedere este cu mult mai avantajos cu cât termină mai devreme, cu atât are mai multe plăți de făcut, angajați și așa mai departe. Nu ca alți operatori economici care o tărăgânează de numai și pe aceea spun că nu mai au bani, că o să li plătim și așa mai departe. Va întâmpla. Un alt proiect de care vreau să vă spun este vorba de cartierul Traian, noul cartier Traian din orașul Simeria. Avem aprobat un plan urbanistic zonal. Practic, ce presupune această investiție? Este o investiție pe care o estimez eu la peste 10 milioane de euro. Este un cartier dedicat tinerilor. Asta ca să ne înțelegem de la început. Ce presupune acest cartier? Vom construi și avem deja finanțare, am semnat cu deja contractul de finanțare pentru construirea primelor 3 blocuri pentru tineri în ZEB. Suntem la faza de proiectare, mai durează o săptămână, probabil maxim 2 și nebine și pentru tehnic să poți să emite autorizația de construcție și să ne apucăm de lucru. Deci din acest an vor demara lucrările la primele 3 blocuri. Acest cartier Traian pentru tineri mai are încă 4 blocuri ANL. Da? Deci pe lângă cele 3 unde am obținut deja finanțare, în aceeași zonă, dintre care pentru primele blocuri, pentru primele 2 blocuri ANL am depus deja în urmă cu un an și un pic am depus proiectul spre finanțare și vom obține finanțarea de la Agenția Națională de Locuințe, chiar în urmă cu aproximativ 2 luni de zile am transmis ultimele documente și sper să intrăm la finanțare inclusiv din acest an și atunci vom porni deja investiția cu primele 5 blocuri. Dar în total vor fi 7. În acest cartier Traian mai avem încă 20 de noi loturi de case care le vom da tinerilor. Vreau să le dau proiectul la cheie pentru a-și construi casa efectivă acolo în acest cartier și de asemenea avem parcuri de joacă pentru copii, avem o grădiniță, avem un centru comercial. În acest cartier? În acest cartier. Este un cartier în adevăratul sens al cuvântului, mă rog, cu parcări, cu iluminat. Partea și mai bună este că am identificat și un alt teren vis-a-vis de Traian, de acest cartier, pe partea stângă, înspre calea ferată. Este tot în proiectul orașului Simeria și acolo vreau să fac și o zonă, un parc, practic un parc urban, care va deservi și acest cartier Traian. Deci avem asigurată finanțarea deja de 1.800.000 de euro pentru primele 3 blocuri și urmează să obținem și următoarele finanțări pentru cele 2 blocuri ANL. Aș vrea să vorbesc acum de partea de proiecte pentru canalizare. În acești 3 ani am semnat contracte de finanțare, deci nerambursabile, prin programul Langhe Salini de 13 milioane de lei. Am obținut finanțarea pentru canalizarea de la Săulești, o investiție de aproape 5 milioane de lei. Suntem în faza de proiectare. Probabil că proiectul tehnic în această lună va fi prezentat ca să emită autorizația de construcție și ne apucăm de lucru în satul Săulești să introducem canalizarea cel târziu în luna iulie, în acest an. De asemenea, în ceea ce privește finanțarea obținută pentru canalizarea de la Simeria Veche, aproape 6 milioane de lei. Mai avem de obținut un aviz de la SNCFR-SA pentru că facem o subtraversare la calea ferată. Estimăm că lucrările vor demara la canalizarea de la Săulești în toamna acestui an. Am mai obținut și 2 milioane de lei din cele 5 milioane de lei necesare pentru canalizarea de la Cârpiniș. Ne aflăm în faza de derulare a procedurii de achiziție publică pentru partea de proiectare, urmând ca după ce emite autorizația de construcție să identificăm și alte surse de finanțare pentru a adăgoa niște bani să finalizăm și să începem lucrarea de canalizare de la Cârpiniș. Chiar dacă nu o să avem acum toți banii, oricum drumul la lucrări putem să dăm, pentru că o să mergem cu o clauză suspensivă să înceapă operatorul economic să înceapă canalizarea și între timp o să facem un contract multianual pentru a putea să îl fazăm și pentru anul 2025. În ceea ce privește canalizarea de la Uroi, dragi simerieni și dragi sătenii satului Uroi, ea este finalizată. Vreau să vă spun că alaltăieri am transmis solicitarea la inspectorul de stat în construcții la Hunedoara. Săptămâna care vine va avea loc recepția la această lucrare. Facem probele. De fapt, probele sunt făcute, dar vor fi făcute și de față cu cei de la ISC și cu cei de la APAPROD. Asta înseamnă că cel târziu în luna iulie, cetățenii sătenii din satul Uroi deja se pot branșa la canalizarea de la Uroi.
Canalizarea de la Uroi și de la Cârpiniș ar fi legată de stația de epurare de la Simeria, la fel și cea de la Săulești, și cea de la Simeria Veche o vom lega tot la stația de epurare de la Simeria, pentru că avem capacitatea să ducem toate aceste sate. De Consorțiul Regional Profesional de Învățământ Liceal și Universitar Tehnohub Vesta mai discutat, am obținut o finanțare și am semnat contractul de finanțare de 24 de milioane de euro. Suntem deja în faza de implementare, m-am întâlnit deja, am avut deja primele ședințe cu toată echipa de implementare și cu toți partenerii. În acest an deja vor face practică studenții și liceenii la agenții comunici care sunt parteneri și avem un termen până în luna mai, aprilie mai 2026 să finalizăm practic și din punct de vedere a infrastructurii acest campus, astfel încât începând cu luna iunie 2026 să avem primii absolvenți, primii 300 de absolvenți, 200 de licei și 100 de studenți. Strategia mea a fost, vă spun doamna Petronela, a fost următoarea. În primul rând, suntem singurul județ cu trei astfel de consorții. Am adus orașul Simeria la nivel de municipii, pentru că a fost finanțată și primăria Hunedoara și primăria Deva. Vreau să aduc tinerii în Simeria și pentru asta sunt convins că învățând practic și făcând practic în acest campus, ușor își vor găsi și locuri de muncă prin partenerii care lucrează la acest consorțiu și au intrat, astfel încât pot să-și cumpere o casă, un apartament și pot să rămână în orașul Simeria. Avem o oportunitate foarte mare de a întineri orașul Simeria prin acest proiect. Legat de chestia cu Boșu, am mai discutat-o, am transmis invitația și la Boș, s-ar putea să intre și Boșu partener, practic să-și rezolve acele 500 de noi locuri de muncă calificate pentru a-și face această investiție. În ceea ce privește școlile care sunt în prezent în Simeria, grădinițe și așa mai departe, ați reușit să finalizați proiectele, lucrările de reabilitare a acestor instituții de învățământ? Sunt finalizate, marea majoritate a structurilor școlare sunt deja finalizate. Mai avem de lucru la școala generală numărul 2, pentru că am făcut niște modificări la proiectul tehnic. Vă dați seama, m-am trezit că cred că prietenul a lucrat din apartament, efectiv nu a cuprins bani pentru... trebuia să dau jos toată fațada, vă spun sincer, de o palmă la fațada de la școala generală din centru și asta după pică. Lucrările de... Nu după lucrări, nu au fost cuprinși bani pentru așa ceva, doar mici reparații. Păi acolo nu poți să faci mici reparații, dai în ceva și pică tot, așa cum au fost și la blocurile de la cel fost reabilitate, dar am rezolvat și am găsit soluții, am dat jos toată tencuiala, ne apucăm, deja arată ca o bijuterie, fațada deja este e făcută, sala de sport de la generală 2 este finalizată, săptămâna care vine facem recepția, urmează să facem recepția la sala de sport de la generală 1, astfel încât liceul este gata, sala de sport este gata, cantina este gata, grădinițele sunt finalizate, mai avem doar un segment de investiții care mai mergem până alt proiect care l-am depus pe etapizare să finalizăm aceste investiții. Ușor, ușor toate structurile școlare vor fi finalizate, toate aceste lucrări. Un alt proiect, vorbesc de centrul comunitar integrat al orașului Simeria, un alt contract de finanțare încheiat. Practic vom reabilita un jur de 800 de mii de lei avem finanțarea, reabilităm și modernizăm fosta cantină socială a orașului Simeria, facem un centru cu servicii medicale, sociale în orașul Simeria și practic vă spun de pe acum și Simeriul le-a mai spus în altă emisiune, centrul de permanență îl voi muta în acest centru comunitar integrat, va fi dotat cu tot ceea ce trebuie, echipamente medicale. Inclusiv vreau să vă spun și dacă o mămică la un moment dat noaptea are nevoie de o asistență sau chiar de o intervenție rapidă să nască, acolo va avea și moașă și vom avea, e ca o chestiune, așadar, oricine va ca putea o structură apela de urgență a orașului Simeria. Servicii. Absolut, este un centru dedicat pentru toți locuitorii orașului Simeria, echipat și dotat cu tot ceea ce trebuie din punct de vedere aparaturii medicale, inclusiv cu medicamente, vor activa asistenți comunitari, sociali, medici practic care vor sunt... Veni medicii aici, păi, pentru sigur, că există probleme în unele zone din județul Hunedoara. Uite, din Deva, de exemplu, am aflat tangențial că centrul de permanență din Deva s-ar putea să se închidă din cauza că nu mai sunt medici. Din câte știu, s-a și închis în această perioadă. S-a închis? Ei, vreau să vă spun că prin acest centru comunitar integrat voi muta acest centru de permanență acolo, pentru că medicii de familie care activează deja în acest centru, care va activa în acest centru, inițial, astăzi, de exemplu, plătesc chirie pe spații, au costuri, acolo nu mai vor plăti nimic, efectiv centru. Vor activa și vor
fi condiții foarte avantajoase, va funcționa 24 din 24. M-a interesat foarte mult segmentul de sănătate pe lângă partea de educație. Dacă vorbim de partea de servicii, mi-am notat câteva chestiuni: asistență medicală comunitară, medicină de familie, medicină de specialitate, telemedicină, consiliere și sprijin îngrijire la domiciliu și paliație, planificare familială, promovare și prevenția prin caravane medicale și de screening, servicii sociale și educaționale, multe alte servicii în acest sens. Am semnat un alt contract de finanțare și ne aflăm în partea de finalizare. Vorbim de digitalizare integrală a serviciilor publice din cadrul primăriei orașului Simeria, un sistem inteligent de management urban la nivelul orașului. Practic, vom lansa în următoarele zile un alt portal, un alt site, o aplicație pe telefon prin care poți să aibă acces la toate facilitățile și serviciile ale primăriei orașului Simeria. Vor fi instalate niște infocheșuri, cred că chiar mâine vor veni deja o parte, vor fi amplasate și la primărie, dar și prin centrul orașului Simeria, cetățenii pot să-și plătească taxele și impozitele cu cardul. Vor fi implementate și în satele aparținătoare sau aveți această posibilitate? Absolut, totul este online. Deci toți cei care au acces la internet și acum au acces la internet. Spuneți de aceste puncte de informare. Avem deocamdată trei infocheșuri. Ele deocamdată vor fi amplasate unul la primărie, unul în față la parcul de afaceri și unul tot în zona centrală, urmând ca după aceea să ne extindem cu aceste infocheșuri și putem pune și în satele aparținătoare. Vă spuneam de internet, încă din 2020, ăsta a fost primul lucru, am băgat fibră optică în toate satele din oraș, pentru că nu aveau nici măcar fibră optică. Un alt proiect, vorbesc de achiziționare de vehicule nepoluante, practic facem transportul public local al orașului Simeria. Este o investiție, un contract finanțat de 26 de milioane de lei. Acest proiect este în parteneriat cu primăria Deva, cu primăria Băcia, cu Hărău, Șoimuș, mă rog, toate primările care suntem vecine. Scopul meu care a fost de a lega satele aparținătoare de orașul Simeria prin transport, prin un serviciu public de transport local și de asemenea Simeria de Deva, de toate aceste primării care sunt vecine de noi. În luna mai aproximativ, anul care vine, ne vor veni autobuzele electrice și acest serviciu public de transport urban local va funcționa cel târziu în toamna anului următor, în 2025. În prezent nu există acest serviciu. În prezent nu există și nici n-a fost vreodată un serviciu public de transport local. A fost un serviciu, ar fost privați. Acum nu mai discutăm de privat. Vreau să facem noi acest serviciu public și îl vom face în mod sigur că am semnat contractul. V-am spus, legăm toate satele de Simeria, de Deva și de primăriile vecine. Am un alt contract de finanțare, reabilitarea căsuța piticilor și a internatului. Renovăm totalmente gădinița căsuța piticilor din centrul orașului Simeria. Vreau să vă spun, doamna Petronela Tămaș, că gădinița din centru, căsuța piticilor, nici măcar nu este omologată, nu este acreditată, pentru că nu corespunde standardelor. Și funcționează? Funcționează, că asta este, dar presupune acest proiect o modernizare în totalitate, recompartimentări, facem și un demisol. Ați găsit sursele de finanțare pentru acest proiect? Am semnat contractele de finanțare și pentru gădiniță, renovăm pe fonduri europene. Absolut. 1.800.000 de euro. Avem renovare pentru liceu, pentru grădinița căsuța piticilor și de asemenea pe un alt program de finanțare, adică cu un alt contract de finanțare, vom renova în totalitate și grădinița din Bârcea Mare. Mai avem, cred că, vreo 6-7 minute din această emisiune. 6-7 minute. Vorbesc că proiecte de viitor privind eficientizarea de Bârcea Mare, am spus. Da. Vorbesc de educația complementară, mai avem 6 minute, foarte pe scurt, am luat clădirea de la Radiofar, acolo vom face, am semnat contractul de finanțare, acolo vom face un serviciu de educație complementară de care va ține de inspectorul școlar județean. Ce se va întâmpla exact acolo? Acolo, practic, va deservi pentru 50 de copii, între 10 și 6 ani, copiii pot să învețe, pot să vină la cursuri, pot să fie și after school, va fi și o grădiniță, va fi și o mini creșă, pentru că vreau să deservesc toată zona dincolo de calea ferată să beneficieze de aceste servicii. Dotarea și echiparea unităților de învățământ din orașul Simeria, avem o finanțare de 700.000 de euro, vom dota toate structurile școlare, grădinițele G1, G2, liceu, din tot ceea ce înseamnă echipamente IT, mobilier, echipament tehnologic, laboratoare de informatică, facem și pentru asistență medicală, deci practic modernizare
modernizăm și dotăm tot ceea ce înseamnă la standarde, la standarde europene, pentru că mobilierul și echipamentele sunt învechite de zeci de ani. Am finanțare, am semnat contractul de finanțare. Ca să nu vă mai spun de laboratorul de unde făceam și eu practic în liceu, are aceleași utilaje de pe vremea lui Pazvanti. Facem alte, luăm alte utilaje noi și ne apucăm de treabă. Deci finanțarea o avem deja. Ne apropiem de final și cu siguranță și simerienii vor să afle care este principalul angajament pe care vi-l luați în fața cetățenilor. Dacă în data de 9 iunie vă vor oferi votul de încredere și veți merge mai departe pentru încă un mandat. Vreau să vă spun la modul foarte clar, așa cum am spus și seminarul în campania din 2020 și încă o dată o repet, nu avem nicio șansă să dezvoltăm orașul Simeria decât doar prin proiecte finanțate pe fonduri europene, ceea ce am și făcut, am atras acești bani. Ceea ce îmi doresc este să obținem o majoritate în Consiliul Local, să pot să duc proiectele la bun sfârșit, să fac și alte proiecte, pentru că în acești 3 ani au fost tot felul de probleme și multe proiecte au fost amânate. Dacă mai îmi permiteți, mai am 2 minute, să zicem. Pentru chestia asta vreau să vă dau un exemplu. Am vrut să depun la finanțare centru de fizioterapie al orașului Simeri, am fost la baie comunală, mi-au respins Consiliul Local de 2 ori acest proiect, o finanțare de 2 milioane de euro la fiecare etapă, am pierdut până acum 4 milioane de euro. Puteam să facem un serviciu cu tot ceea ce înseamnă pentru persoane vârstnice, cât și pentru copii cu probleme locomotorii, balneoterapie, fizioterapie, kinetoterapie, tot ceea ce înseamnă, clădirea este foarte bună, trebuie să-l dotăm, nu mă las până când nu voi face și acest proiect și sper să obțin o majoritate a Consiliului Local din partea PSD, ca să nu mai avem, stimații mele, niciun fel de problemă, să nu mai se opună nimeni și să continuăm aceste proiecte. E nevoie și de opoziție. De parcul de la Măgura Aurului vreau să vă spun că trebuie să mă ajungă planul urbanistic zonal, este o investiție de 10 milioane de euro, practic vreau să pun în valoare tot ceea ce înseamnă acest sit arheologic. Vom face un amfiteatru, vom avea un amfiteatru de 5.000 și ceva de locuri, vom avea un muzeu, vom avea un sat dacic, o reconstituire practic a unui sat dacic, vom avea și o poartă de acces, un punct de acces pentru turiști cu broșuri, materiale și așa mai departe. La muzeu vom avea și o expoziție în 3D cu tot ceea ce înseamnă o simulare a siturilor arheologice și de asemenea vom avea și expoziții temporare pe acest plan nou. Deci practic punem în valoare tot ceea ce înseamnă potențialul turistic și vrem să readucem și să promovăm cultura și tradiția satelor dacice care au fost în orașul Simeria și a romanilor care a trecut pe la noi. Deci, practic, prin acest proiect... Se poate realiza acest proiect pentru că am mai văzut, spunea unii alții că poate nu este oportun acea locație. N-au spus că nu este oportun. Ați avut discuții cu specialiștii, cu arheologii. Doamna Petrona Tămaș, cum n-a fost oportun nici cu baza de agrement, cu zona de agrement de la lacul Cotru, așa cum mi-a respins Consiliul Local, că au spus că nu este oportun și trebuie să depun proiectul militar din fașă. Tot așa sunt convins că aici chiar nu mai au ce să mai comenteze. Sper, dar de fapt nici nu mai au timp, pentru că vin cu un alt Consiliu Local și sper să fie majoritar. Este o finanțare de peste 10 milioane de euro. Vreau să depun proiectul la Compania Națională de Investiții. Vorbesc de reconstruirea unui sat dacic, de fortăreață, dacică, de amfiteatru, de castrul roman, spații pentru evenimente, vă dați seama câte putem să facem și vom avea și un punct de belvedere, era să uit, practic pe cușma dacilor, cum se zice, chiar sus vom avea un pod de belvedere, poți să vezi și retezatul de pe el și va fi transparent în partea de jos, să ai o priveliște foarte frumoasă. Un alt proiect este reabilitarea străzilor urbane din orașul Simeria, vorbesc de o finanțare de peste 36 de milioane de euro, care a fost deja depus pe un program de finanțare pe Anghel Sărin, așteptăm finanțarea. Am mai făcut un alt proiect pentru reabilitarea a 16 străzi, dar din păcate a fost respins de către consilii locali, deci nu mă voi lăsa până când voi avea un alt consiliu local și îl voi promova la finanțare. Stația de autobuz de la Sfânt Andrei, de asemenea, a presupus o investiție pe o suprafață de peste 250 de metri pătrați necesară pentru locuitorii din satul Sfânt Andrei. Consiliul Local mi-au respins acest proiect, îl voi promova la finanțare cu un alt consiliu local. Majoritar, sper, din partea Partidului Social Democrat să nu mai ne pună nimeni bețe în roate. Suntem modernizarea, la final. Ultima chestiune, modernizarea capelei mortoare din orașul Simeria. Vreau să vă spun că avem o capelă mortoară care e chiar mortoară
nici odată n-a fost modernizată de când a fost făcută de pe vremea lui Ceaușescu, dă să pice doamna Petronela Tămaș. Am propus să o reabilitez, să o modernizez, să o extind. N-a fost nici intabulată, nici cimitirul n-a fost intabulat, consiliul local mi-au respins, deci efectiv a fost numai o bătaie de joc, nu mă voi lăsa, voi promova la acest proiect la finanțare, le voi face din bugetul local, că nu sunt surse de finanțare europene pentru așa ceva, și anul care vine ne vom ocupa și de la capela, de la cimitirul de pe Cucului, pentru a avea și noi o capela orașului așa cum trebuie, cum alții nu au făcut nimic în acești timp, vreau să le fac și nu mă voi lăsa până când nu voi face toate aceste proiecte. În final de emisiune o să vă rog să le transmiteți un mesaj simerienilor, pentru că duminică 9 iunie, ziua cea mare, putem spune, alegerile locale și cele europarlamentare. Vă rog, pe scurt. Dar, simenii, așa cum ați văzut în acești 3 ani, m-am focalizat pe ceea ce trebuia să fac, ceea ce v-am și promis, să dezvoltăm proiecte pentru orașul Simeria, să atrag bani din fonduri europene și guvernamentale, ceea ce am și făcut. Am dat dovadă că tot ceea ce am spus am și reușit, pentru că am semnat deja contracte de peste 40 de milioane de euro. Apelul meu la dumneavoastră este să veniți la vot duminică 9 iunie și în cazul în care îmi veți da votul de încredere să îmi continui toate aceste proiecte, am rugămintea să îmi votați și consilierii din partea Partidului Social Democrat, să obținem o majoritate, nu a mea, a noastră, a tuturor, pentru orașul Simeria în Consiliul Local, astfel încât toate aceste proiecte, aceste finanțări de peste 40 de milioane de euro să fie implementate cu succes și să mai continuăm și cu alte proiecte. Nu v-am spus că trebuie să facem căminul cultural de la Săulești, de la Simeria Veche, să reabilităm clădirile, fostele școli de la Cârpiniști, de la Sfânt Andrei. Deci avem nevoie de proiecte, dar am nevoie de un Consiliu Local majoritar din partea Partidului Social Democrat. Deci sper din tot sufletul să pune ștampila pe consilierii PSD să obțină această majoritate. Este singura pârghie și singura facilitate pe care puteți să mi-o acordați mie ca primar ca să-mi continui proiectele și să le implementăm cu succes. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc mult succes. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!